Hai să zic una bună din că am două, pe asta cred că am și scris-o, aia cu Năstase, că n-a putut să doarmă la Neptun, că bătea o discotecă alături. Am pățit și eu, de-aia n-am mai mers pe litoralul nostru. Mă duc la recepție, era la vreo 3 km discoteca de Neptun. Zic, tu aia nu s-a mai plâns nimeni? A, zice, acum ne-au plecat doi turiști englezi. Bine, miracolul era de ce au venit, nu de ce au plecat, asta nu mai discut. Așa, dar zice, n-avem ce face, că ce e un general din poliție. Vorbim de 2003-2002, era ceva poliția atunci. Așa zice, n-avem ce face. Așa. Și mă, după vreo 3 ani, așa, m-am dus la celebrul Bran Moeciu, începuse cu Bran Moeciu. Și unde am stat la o casă asta care ți-am zis, jumate scârția, jumate erau alte familii. O, nu era așa ce ne gândim noi că e o pensiune. Și de mâncat? Păi de mâncat doar o jumări, salam, mă rog, ce putea face bătrânica aia? Păi taia, dar vrei să mâncăm? Păi vă duceți în capul satului comune, în ca, așa, acolo are o ciorbă femeie. Într-adevăr, o mâncare bună. Dom'le, femeia îi se lipea ochii, zic, dar ce ați pățit, doamna, nu vă e bine? Zice, păi n-am putut să închid ochii toată noaptea. Păi de ce? Păi zice, unii de la pensiunea de vis-a-vis, unii cazați la pensiune, au băgat manele Tot rău. 24 de ore, de când au venit până acum jumătate de oră când au plecat. Păi zice, și n-a sunat la poliție? Ce nu, soțul meu e polițist în comună, dar n-are ce le face. Nici el n-a dormit, săracul. Cam Da. asta e. Bun, Asta repet, 2004, 2005, nu, acum s-au schimbat.